Potrivit managerului serviciului de ambulanță Radu Coste, 3 dintre cele 5 ambulanțe pe care Ministerul Sănătății le-a alocat județului Sălaj au ajuns ieri în teritoriu. Ambulanțele primite sunt de tip B și au dotări de urgență, iar una dintre ele este potrivită reliefului din județ, fiind dotată cu tracțiune 4x4. Pe de altă parte, în data de 18 decembrie, se mai așteaptă de la Ministerul Sănătății alte 2 ambulanțe, una dintre ele fiind de tip C, adică cu dotări superioare. Ambulanța de tip C are cele mai perfecționate sisteme de intervenție, acționează numai cu medic, iar celelalte în echipaj de asistent plus ambulanțier sau medic, asistent plus ambulanțier, în funcție de gravitatea cazului la care sunt chemați. Ambulanța de tip C primită de județul Sălaj este una din cele 10 existente la nivel național. Odată reînnoit parcul, 12 ambulanțe din 2010 și 2011 nu mai pot fi folosite datorită gradului de uzură și a numărului de kilometri parcurși. Astfel, serviciul de ambulanță Sălaj a donat aceste ambulanțe primăriilor din județ sau spitalelor și centrelor de permanență din celelalte orașe. Fiind dezechipate de aparaturile medicale, aceste ambulanțe vor fi folosite strict ca și autoutilitare pentru transportul de mâncare sau medicamente pentru bolnavi.